Și domnilor, Iana Novac! Bună ziua, dragii mei! Eu prăjitură nu vreau, uite, vreau așa canapele acasă la mine. Nu vrei? Păi ți le trimitem la pachet. Cum, Iana, nu vrei prăjitură? Ma, dragul meu, lasă-mă să fiu și eu în formă. Ești în formă. Ai multă treabă oricum în perioada asta. Păi, am multă treabă și am o datorie față de publicul meu minunat să fiu într-o formă maximă pe 27 decembrie la Ateneu Român, unde vreau să vă invit la concertul meu extraordinar de Crăciun. 27, am notat bine. 27, a treia seară de Crăciun. Suntem în primul rând. Voi sunteți aici. Locurile sunt privilegiate aici, în permanență. Dar vă aștept în primul rând. Dar trebuie să vă grăbiți să-mi spuneți dacă veniți, că s-ar putea să nu mai găsesc locuri pentru voi. Îți mulțumim din suflet pentru invitație, Iana, sper să vină număr mare cei de acasă. Atât noi cât și cei de acasă vrem să venim la concert, dar vrem și o bucățică din concert, așa, dacă poți să ne dai un trailer. Da. Ne cânti ceva astăzi? O să cânt ceva extrem de special pentru voi astăzi. Este un colind scris de mine, muzică, versuri, și se intitulează Iubesc Crăciunul, ca să vedeți ce însemnătate are această sărbătoare pentru mine și ce însemnătate are acest spectacol pentru mine, care mi se pare cel mai emoționant concert al meu până acum. Și chiar vă invit la acea seară, de fapt va fi a treia seară de Crăciun pe care eu o să o petrec cu publicul meu drag. Păi, scena este a ta. Da, hai, Șurubel, vino aici să facem onorurile frumos. Dar să știi că după mai avem câteva întrebări pentru tine. Rămânem să povestim puțin. Da, mergem pe canapele, că tot îți plac canapele noastre. Sunt absolut superbe, Doamne, ce frumoase sunt. Uite că m-am și îmbrăcat în ton. Imediat ne așezăm și acolo, dar înainte, doamnelor și domnilor, aplauze pentru Iana Novac. Știam de daruri nuci și pungi. Și anii au trecut, s-au perindat, dar absolut nimic nu s-a schimbat. Iubesc Crăciunul, aștept Crăciunul. Iubesc această sărbătoare sfântă cu tot ce ne aduce ea mai bun. Iubesc Crăciunul, aștept Crăciunul. Iubesc această sărbătoare sfântă, ce ne unește și ne face bun. În aer tot încetinit, în case luminile se aprind. E seara sfântă de ajun, e seara sfântă de Crăciun. E liniște și în sfârșit suntem cu toții fericiți. Iubesc Crăciunul, aștept Crăciunul. Iubesc această sărbătoare sfântă cu tot ce ne aduce ea mai bun. Iubesc Crăciunul, aștept. Această sărbătoare sfântă ce ne unește și ne face buni. De fapt, ăsta este mesajul Crăciunului pentru noi toți și asta îmi doresc. Și noi iubim Crăciunul, așa că am decorat canapeaua pentru tine. Am decorat studioul, după cum vezi,
cu un brad foarte mare, de 5 metri, canapelele. Doamne, ce-mi place! Mulțumim mult! Sper că stai bine. Știi acolo că pe canapeluță. Știi că eu sunt fascinată de interioare. Nu știu, puțină lume ai știe lucrul asta? Ăsta. Am pasiunea asta, îmi place să decorez case, mi-ar plăcea să mă mut în fiecare an. Da, mulți ar vrea chestia asta, dar important este în perioada asta dacă ai decorat casa ta de sărbători. Imaginează-ți cu doi copilași în casă, cum să nu decorezi casa? Din noiembrie. Ați împodobit bradul deja? Am împodobit bradul cu toții. Cu toți la grămadă, deci ne-am oprit din toate. Așa. Să știi că a fost un moment extrem de emoționant. Știi, noi tot timpul alergând așa de colo-colo, nu ai timp să te conectezi cu familia ta, cu copilașii tăi și ăla a fost un moment extraordinar. Păi cam deci despre atât, asta e exact, perioada asta. Exact, deci ne-am oprit din tot, am pus muzică la maximul, colinde, bineînțeles. Unul cobora bradul din pod, unul țipa că unde sunt globurile de anul trecut. Deci a fost o veselie totală, am împodobit, normal. Zine cu ocazia asta ce fac Erica și Alexandru, cum sunt? Ericuța tocmai a fost bogată, a avut o varicelă și a fost atât așa de frumos, se zice, și da. Toată pătată așa pe față. Dar e bine, nu? E bine, sigur că e bine. Ea a fost curajoasă? Pe perioada asta, adică a fost optimistă, a știut că trece, că totul... Dar bineînțeles n-are niciun stres, nu s-a necăjit. Nu, ei nu sunt stresați, n-au nicio treabă, Alexandru crește frumos. Dar n-a luat și el varicelă? Încă n-a luat, sunt atât de delicioși. În primul rând, afară de faptul că am decorat casa, le-am cumpărat pijamăluțele alea tradiționale de Crăciun, știi, cu carouri, cu șosetuțe din alea grinci, cu verde, cu alb. Doamne, sunt atât de delicioși! Azi dimineață vrea să-l mănânc, pur și simplu. Da, este o perioadă absolut superbă și chiar mă opresc și spun lucrul ăsta. Oameni buni, savurați momentele și savurați această perioadă, savurați zilele, savurați cântecele astea frumoase. Adică chiar este cea mai frumoasă perioadă și având în vedere că în momentul de față încă avem pace și suntem sănătoși cu toții, este cel mai minunat. Ce planuri aveți de sărbători? Plecați? Stați acasă? Cum? Nu, în acest an va fi foarte intens și foarte frumos. Voi fi pe scenă până în Crăciun. De Crăciun, liniște total, culmea, după atâția ani. Ca niciodată. Vom fi acasă, vin prieteni de-ai noștri de peste tot în lume, din Italia, din Londra, din America, vin câțiva prieteni și ne adunăm cu toții la noi acasă, se mută la noi acasă. Vom sărbători, sper să nu mănânc, ca să fiu în formă pe 27 la Ateneu Român. Apoi cu toții vom participa la spectacol și ne vom bucura în a treia seară de Crăciun de concertul meu minunat. Apropo de concert, vreau să menționez câteva lucruri extrem de importante. Voi avea niște invitați absolut speciali. Avem și noi afișul acum pe ecran. Exact. Simona Neagu, marea soprană a noastră. Mihai Bogdan, marele tenor care cântă peste tot în lume, cântă cu Lara Fabian, o voce fabuloasă. Octavian Dobrotă, soțul meu, Orchestra Armatei Române va fi pe scenă, muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Dirijor Aurel Gheorghiță, va fi un spectacol de gală, cu adevărat de gală și cred că Ateneu, care este prima scenă a țării, doar acolo putea să găzduiască acest spectacol minunat, așa că vă invit cu tot sufletul pe 27, spectacol. Ai zis. După 27 vine Revelionul. Aveți plan de Revelion? De Revelion, dragul meu, dacă spun ce plan am, doamne, de obicei, știi, de vreo 20 și ceva de ani, de Revelion am fost pe scenă. Câte 6 spectacole pe seară, 5-6, da, într-un an efectiv mi s-a tăiat filmul și chiar mi s-a făcut rău de... Da, așa era programul. În acest an, nu știu dacă o să fiu undeva unde își dorește cineva foarte mult să ajung, încă mă gândesc și îți spun și motivul. Simt nevoia de o evadare, dar fii atent ce evadare, ce idee am. La cald undeva, deci vreau... pe o plajă. Nu. Deci pe 27 am de cântat în București, da, în sectorul 6, la Târgu Celebru. Așa. Cu ocazia asta vă invit. Apoi îmi doresc să urc în mașină. Da. Eu la volan, atenție, pentru prima oară când plecăm din oraș, eu nu sunt la volan. Așa. Așa. Și să plec spre Viena. Nu știu, am așa o dorință. Simți să mergi acolo. Și așa să fii, să ți se îndeplinească, Iana. Da, și să, nu știu, să fie așa o călătorie, știi? Să simți libertate. Exact. Și plimbarea frumoasă. Exact. Să știi că eu sunt genul ăsta de șofer care surcă mașină și pleacă departe. Dar ieri mi-a venit chestia asta. Asta faci, asta o să te încarce fantastic. Îți mulțumim că ai venit. Eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor un an minunat și nu uitați să vă bucurați de tot ceea ce trăiți. Mulțumim, rămânem cu vorbele astea frumoase și revenim după o scurtă pauză de publicitate.